rosa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà e sarà. Ei, ce da! Să rămână, dragă, bine ai venit! Bună seara, bună! Silviu este sufletul nostru de vioară. Să văd cum arată în realitate. Îți place? Da, chiar. Ca la voi, așa? N-avem masă de-aia de te cocos, faci tumbe ca să ajungi până la pupitrul tău. Dar e frumos, nu? E cam serios, așa. E foarte frumos, arată... Pentru tine am pus o măsuță cu un pahar cu apă. Este pentru prima oară. Este la înălțime. Când... Canapeaua este confortabilă. Noi nu prea suntem la înălțime. Uite, am lăsat și bomboana. Bună seara. Mulțumesc. Aș putea să spun noapte bună la ora asta, pentru că n-am auzit dacă vrei, exact stai până la 1 cu noi. Dar dacă vrei să găsesc o scuză pentru faptul că... Și să încep cu o primă minciună, da? Nu știu dacă la știri e bine. Pentru să uită colegii tăi de la știri. Sunt în timpul liber, dacă vrei să încep cu o primă minciună, să spun de ce n-am venit la tine, cât ai spus, 10 ani sau câți 10 ani sunt? 10 ani. Da. 21 de sezoane. Pentru că dorm la ora asta? Corect. Așa mă scuz și eu când se întâmplă câte ceva pe la observator. Eu mă culc, am emisiune. Știu. Nu, că nu era, Doamne ferește. Și mai este un motiv. Răbdarea mă caracterizează. Ar mai fi un motiv. Da. Îmi este teamă că văzându-se cât de bine comunicăm noi doi și cât de bine ne cunoaștem și ce compatibili suntem, o să înceapă tabloidele să speculeze ceva, nu? Nu, chiar nu m-am gândit la asta. Mă gândeam la faptul că o să ți se propună să ai o coprezentatoare. În afară de cei doi coprezentatori. E cazul. Adică în sfârșit e cazul. Și iată cum aș alege cu o emisiune de divertisment. De noapte și ți-am nenorocit viața. E foarte bine, adică știi de ce că e noaptea. Pentru că eu n-am încotro. Dar tu ești nocturnă sau diurnă? Da, dar trebuie să fiu, pentru că sunt născută seara, foarte târziu. La ora asta sunt născută. Da? La 11 jumate seara. Deci în mod normal sunt... Acum ar trebui să fii în mood-ul tău. Exact. Da. Bioritmul meu este corect acum. Dar pentru că copiii se trezesc dimineața și vreau să-i văd și să fiu cu ei și așa. Nu trebuie neapărat să le pun masa pentru că sunt mari, dar vreau să fiu cu ei înainte de a merge la școală. Mă trezesc dimineața la 6:30 și atunci... Ești schimbat, eu nu cred. La 6:30? Da. Păi pleacă la 7:00, 7:00 și un sfert, pleacă amândoi și atunci trebuie să îi văd înainte. Păi și ți-ai păstrat tradiția? Presupun că e de când erau ei mici obiceiul ăsta al tău, nu? Da, dar acum fine, nu mai au nevoie. Eva are 16 ani, nu? Au nevoie să mă vadă, au nevoie dimineața să ne vadă. Ce tare, și e un moment foarte important, pentru că exact când se întorc ei de la școală, în jurul orei 4, chiar dacă pleacă foarte devreme, învață în sistem Cambridge, ajung după foarte multe ore acasă, eu sunt deja la redacție și ne mai vedem seara după 8. Așa încât orice timp petrecut împreună e foarte important, bineînțeles și weekendurile. Nu știu cum să fac să mă uit și către colegii tăi. O să mă întorc cu spatele. Noi te vedem. Așa, dacă vrei, mă uit și la voi. Așa cum am pus măsuță, pun și o oglindă retrovizoare să mă uiți pe mine. Și oricum ei sunt și mai tineri, uite-te la ei că eu sunt... Pe mine mă știi. Ei sunt actori, tu ce ești? În sfârșit întrebarea cheie. Asta mă întreb eu de 20 de sezoane. Bă, ei măcar sunt actori, au ce căuta. Eu nevăzându-te pe tine în acest format, te lăsasem ultima dată jurnalist de investigație. Nu știu ce ai devenit. Am trecut pe la Playboy 4 ani. Apoi, perioada de la evenimentul zile. Și am cunoscut pe tine, am făcut o emisiune la radio. Erai un om serios. Ar trebui să-ți mai aduci aminte. Exact, în perioada cu tine am fost cel mai serios. O perioadă extraordinară, doamnelor și domnilor. Dan a fost așa mereu. Nu ne asculta nimeni, dar noi ne distram. Ba, ne asculta chiar multă lume și au venit niște oameni, unul și unul, dacă ți-aduce aminte. Eu sunt... Asta eu mereu povestesc despre treaba asta. O groază. Săraca Andreea a avut ideea de a face o emisiune. De ce săraca Andreea? Păi nu, pentru că tu îți luai toate ciomegele, că ea invita. Zic, domne, hai să fie o contrapartidă la panorama pe care o faci tu la un show păcătos. Și am făcut la News FM fostul, adică cel care s-a transformat în actualul Radio Zoo. O emisiune vreo 2 ani, cred. Se difuza sâmbătă și duminica de interviuri. Dar Andreea a zis, băi, eu nu pot să vin pe strada ta. Trebuie să te îmbraci tu frumos și să vii la mine în cartier. Dar tu ai venit foarte bine pe strada mea. Eu am venit pe strada pentru ta, că tu, fiind jurnalist de investigație și un super jurnalist, la vremea ta foarte serios, bine, e un mare avantaj pe care l-ai, pentru că
ai fost și în zona serioasă de investigații. Acum nu mă întrebai eu ce sunt. Vezi cum îți dai singur întrebări, răspunsurile la întrebări. Dar zic săraca Andreea, pentru că ea trebuia tot timpul să încaseze bastoanele de la invitații. Și cu cine mai e? Cu Dan Capasu. Aoleu! Nu, mă, stați, domne, că nu e așa. Domnule, că e o provocare. Nu e chiar așa cum credeți. Nu e chiar așa. Și într-adevăr am avut invitați de la mari regizori, actori, cei mai importanți ai țării, până la absolut din toate domeniile. Da, eu am mai povestit întâlnirea noastră cu Florin Piersic Junior, nu știu dacă ți-o mai amintești. Da, când cu venit, Florinel, cu când a, venit, când a venit cu tricou murdar, da. el zugrăvea până în casă, da. Și a zis, băi, e foarte cald la voi aici, pot să mă dezbrac? Nu cred. Da, cum să nu. Și când s-a dezbrăcat era cu verde, cu alb atunci. Da, da, da. Spus, pictase eu, fetița pictez, lui. Da, da, și pictase se jucase cu Sonia. Sunt câteva amintiri. Și interviul cu Mihai Ardulescu pentru Neric. Despre care nu pot să spun mai mult. Mai multe, mă rog. Mă întrebai în emisiune dacă mi-e, înainte de emisiune, dacă nu mi-e greu să mă abțin și să nu vorbesc în emisiune așa cum vorbesc în viața de zi cu zi, adică mai colorat. Și spuneam avantajul pentru noi al faptului că invitații stau în spatele ecranului de acolo este că ei nu aud ce spun și ei, din acest motiv o să și repet, spuneam că la tine este cel mai evident contrast pe care l-am cunoscut eu sau pe care l-am întâlnit în viața ta între imaginea pe care o ai la televizor de ca prezentatoare, da, aproape impenetrabilă și probabil că, adică nu probabil, ci sigur, dată de natura meseriei și cum ești tu de fapt în realitate.